de exemplu, la sportiv ține mai puțin botoxul, pentru că mișcările musculare sunt mai frecvente. Haide, știți ce se întâmplă cu toxina botulinică? Haideți să, și ascultătorii noștri să știe. Este o substanță. Noi avem mușchiu aici, care este contractat de un nerv, care eliberează niște mediatori chimici ca mușchiul să se contractă. Toxina botulinică vine și se interpune mecanic, pur și simplu, între nerv și mușchi. Și atunci mușchiul nu se mai contractă. În momentul în care organismul o detectează, apa fi metabolizată și mușchiul revine. Nu este nici paralizie, nu se întâmplă absolut nimic. Nu se slăbește forța musculară. În momentul în care mușchiul începe să se contracte, va fi la fel ca înainte.